Bună seara, 2-2, ați fost conduși cu 2-0 și în ultimele minute ale partidei ați revenit. Cum a fost meciul? Foarte frumos, felicitări ambelor echipe, am ratat mult, după cum ați observat și dumneavoastră, asta e, rezultatul, fotbalul este nedrept. Da, ați avut foarte multe bare în prima repriză, rămâneți pe prima poziție în clasament, care ar fi obiectivele celor de la București noi în acest final de sezon? Cu siguranță promovarea, cu siguranță promovarea. Ne simțim bine în această competiție, țintim primele trei locuri. Da. Și care este atmosfera pe care o simțim dumneavoastră în cadrul Victory Cup, competiția la care românii sunt campion mondial mini-fotbalul? Da, știu, o competiție foarte frumoasă, ne simțim foarte bine, eu și echipa mea, o competiție de amator, dar ne simțim ca niște profesioniști. Am făcut aluzii la toți prietenii ca să vină să facă mișcare, nu contează vârsta, nu. Ne simțim extraordinar de bine. O competiție frumoasă, bine organizată, numai cuvinte de laudă. Vă mulțumim frumos, seara bună!